Mă numesc Vasile Constantin, sunt președintele organizației PNL Ion Creangă. Astăzi a avut loc o ședință extraordinară în cadrul Consiliului Local al Comunei Ion Creangă, unde a fost pe ordinea zilei un singur proiect pentru alegerea vicelui primar al Comunei Ion Creangă. Consiliul Local este format din 15 consilieri, având o contere de 9 consilieri PSD, 4 PNL și 2 PMP. Pentru candidatură și-a depus în fiecare organizație politică de la, PMP și-a avut candidat în persoana Cristianor Nicolae, PNL persoana subționată Constantin Vasile și la PSD doamna consilier Cenușu și Maria. Noi, în principiu, am discutat cu PMP, o fiind pe partid de tot de dreapta, să facem o alianță pentru a câștiga postul de viceprimar al Comunei Ion Creangă. Dumnealor nu au vrut să facă asemenea consens, pentru care, cum am mai spus, a depus candidatura și din organizația PMP Ion Creangă, pentru care consider, din punctul meu de vedere, că a fost blat, deci PMP a făcut blat cu PSD-ul, făcând jocul dumnealor. Dacă eram noi 4, cu ei 2-6, să puteam face și, știu, da, mai avem o șansă, dar așa le-a făcut jocul PSD-ului și a ieșit candidatul PSD-ului.